bunica mea îmi povestea că în vremurile mai de mult, una din mâncărurile mai așa, spun, de toamnă, nu, de toamnă, spășe ghițimană cu jumări din făină de păpșoi. Mânca spune că alegea jumările astea care de la urmă, care... Mai uscate. Mai uscate, da. Nu se folosea. Spășe așa ca un terci de măligă, numai făina o opărie, nu perbe. Și adăuga jumările și o leacă de făină de grâu de anul, ca ea să crească. Și o lecuțică de drojdie, ori îi pune sort de mâncare, de-am un coașică că nu mâncai pe așa. Și o dădea ca un fel de tartă era așa. E o leacă crește, dacă era cu jumări, mai stricau, o puneau și brânză de oaie, bucățele așa.